La conferința de presă de instalarea lui Mirel II a spus o poveste, Sorin Cârțu. E frumos să auzi povești, pentru că lumea din asta e construită în bună parte. Povești care mai apoi se transformă în realitate. Unele dintre ele. A spus așa, că Mirel II, când era, când am fost la Craiova la un moment dat cu el, și stăteam față în față cu patronul și a zis, uite, îți dau, eu spun foarte scurt, $1000. El zicea, da, bine, dacă ieși în lotul mare îți mai dau nu știu cât, dacă ieși și joci și meci îți mai dau nu știu cât, dacă ieși la lotul de tineret îți mai dau nu știu cât. Și Mirel II, după, zice Sorin Cârțu, a ajuns să-i plătească vreo 15.000 în loc de $1000 pe vremea aia pe lună, pentru că el practic bifase toate acele if, acele dacă condiționale, da? Mirel II completând. Eu i-am spus de atunci că o să toate, pe toate ți le iau. Ce pui aici, eu pe toate le iau. Eu cred că n-a spus-o întâmplător Sorin Cârțu, apropo de situația de astăzi. Eu cred că poate ceea ce s-a schimbat la nivel de condiții este că în loc de un salariu gros deodată, a acceptat să spună, asta e salariul clar, stabil, după care începem să... Și avem niște prime mai mari bonusuri. Bonusuri care pot ajunge în la încă și mai mult anumite... da, da, da. Pe care mi l-a spus, despre care mi l-a spus, da, eu uite, m-am angajat, Cupa României, calificare mai departe pe europene, locul 3, locul 2, locul 1, da. După care și așa mai departe, în toată povestea asta. S-ar putea să fost asta, o schimbare de condiție. Aceiași bani, dar condiționați. Națională. Sau chiar mai mulți bani, dar condiționați. Un anumit număr de jucători la echipa națională? Da, poate că și asta, că și de la, din jucători la echipa națională, cluburile iau bani. Bineînțeles. Numai că iau bani și fac și reclamă. Bine, acum cu echipa națională, ce firmă se face? Îi dăm firmă în cap. Oricum. Cine se duce acolo și dă firmă în cap. Spune că a jucat la echipa națională, nu spui că e un jucător de club. Da, dar eu spui un eschimos care n-are televizor, n-are computer și n-are, au toți acolo, dar unul, da, care mai vrea să stea ermit. Bine, la și ăla pe alt păcărești, a, la aceea României, te iau, vină lângă mine aici, în peștere, că stăm liniștiți amândoi. Dar restul când încep să... E gata. Gabi Balint la telefon. Salut, Gabi. Bună seara. Totul bun? Bună seara. Bună seara la toți, da. Am vrut să păcăresc despre actorii, că avem pe Balint la telefon, nu spun care e, că... Am vrut să vorbim cu muscul Laszlo Balin, dar deocamdată probabil că nici nu s-au îndeplinit toate condițiile de despărțire, așa că nu vorbește. Dar întrebăm pe un alt Balin, care de asemenea s-a despărțit destul de repede de Universitatea Craiova, acum mulți ani. Nu mai știu, atunci ai vrut tu să pleci sau nu v-ați înțeles? Păi am mai discutat. Eu am fost și nu 3 luni, că am fost jumătate de an. La Craiova atunci aveam... obiectivul promovarea, l-am reușit și rămânea să vedem dacă prelungim sau nu. Iar eu m-am retras. De ce? De atunci eu n-am mai antrenat. Păi da, m-am retras. Am avut motivele mele, le-am tot spus, că sunt mai multe motive. Care ok, deci i-ar fi vrut să continui. Da, bineînțeles. Păi domnul Rotaru și-ar fi dorit să rămân la echipă. Păi îndeplinind obiectivul. Da, dar mulți au îndeplinit obiective și nu vorbesc de Craiova, de alte echipe, au îndeplinit obiective și au plecat. Nu. Deci eu cel care am renunțat și a recunoscut-o și domnul Rotaru. De exemplu, la FCU Craiova. A promovat cineva și a fost altceva. Da, așa. Da, se întâmplă. Se întâmplă. Ce spui de... Cum ți se pare? Ce spuneți pe Craiova? Dacă ți se pare că e în cultura acestui club, e în... ceea ce imaginea acestui club, ceea ce s-a întâmplat, dacă e în regulă și ce crezi că va face Rădui? Suporterii Craiovei trăiesc ca suporterii echipe naționale, tot în trecut. Pentru că Craiova a fost o mare echipă, a avut niște rezultate senzaționale, niște jucători senzaționali și ei își doresc foarte mult. Sunt tot timpul niște suporteri. Pe ce suporteri l-au dat afară pe bani? Stai că te oprezi, despre ce vorbim? Nu, eu spun cum e atmosfera acolo. Adică da, știm cum e atmosfera, dar ce legătură cu Balint? Păi Balint l-au dat afară, probabil, jocul mai puțin bun al echipei și rezultatele care să recunoaștem că în afară de ultimul meci, derbiul local, n-au fost potrivite. Se așteptau să înceapă mai bine acest campionat. Plus că sunt în pericol să nu se califice nici în Conference League mai departe. Și din cauza asta... Plus că am mai citit niște motive care ar fi chestii de vestiar, care acolo, nu știu dacă sunt adevărate, dar le-am citit. Probabil toate astea au dus la schimbare. Schimbarea, a zis foarte bine Helmut, s-a făcut rapid, pentru că dacă s-ar fi calificat mâine,
Nu puteau să-l... Nu aveau motive să-l... Să renunțe la el. Și atunci și lui Rădoi s-a pus clar... Pentru că, sincer, pentru Rădoi e un meci foarte important ăsta și n-are timp prea mult de pregătit. Lui i-ar fi convenit să vină după meci, dar după se putea întâmpla invers. Și atunci... Rădoi a fost dorit foarte mult în vară și s-ar fi îndeplinit multe din condițiile pe care le-a pus. Dar el a zis bine rat, el a mai avut niște oferte, a fost în așteptare, sugerat cineva să mai aștepte pentru că era o echipă care l-ar fi dorit. Până la urmă nu s-a realizat și asta s-a întâmplat. Din cauza asta, faptul că a rămas, că n-a reușit să preia o echipă, din cauza asta n-a mai avut răbdare și el își dorea mult să antreneze, e tânăr, e normal. Gabi, se spune, eu am primit chiar un mesaj acum, da, că copilul a vrut pe Balint și nu l-a vrut pe Rădoi. Și de asta s-a produs schimbarea, că l-a influențat pe domnul Rotaru. Cine? Marian Copilu. Și l-ar fi influențat pe domnul Rotaru, care s-a răsucit. Să poate și asta, dar eu știu că domnul Rotaru l-a dorit mult pe Rădoi. Și până la urmă, păi tocmai de asta zice, că aici a intervenit... Să poate. Dacă sursa pe care o aveți e de încredere, poate să fie luată... Fost fotbalist de încredere, eu am încredere mare în el. Da. Bun, dar trebuie, fost fotbalist, trebuie să și sursele să aibă, nu ce crede. Că... Da, păi asta cred eu, dar n-am sursa. Intrăm în discuția dacă Marian mai rămâne sau nu. Da. Păi, eu cred că nu știu. Mie mi se pare cum a venit dânsul, tot așa e și Marian Copilul la Creva. Nu știu cum le-a ajuns, dar mă rog. Eu stimez că... om, ca performanță, ce a făcut la Cluj, jos pălăria pentru el. Dar la Creva nu prea am găsit locul pe acolo. Rădoi, nu cumva exonerat de o eventuală ratare în play-off-ul de Conference League dacă nu iese meciul cu Zoria Luhansk, spunând că, dom'le, n-am avut timp 48 de ore. Păi, se cam repetă istoria de la Națională, seamănă cu Islanda, nu? Da. Pentru el. Să sperăm că se vor califica. Până la urmă, nu-i greu de întors 1-0. Deci eu cred că pot să o facă. Da, dar cu pregătirea asta fizică a lor, Gabi, foarte greu va fi. Nu stau deloc bine pe picioare. Pregătiți, totuși sunt, e un meci, adică pot să dea mult, să dea totul, să... Schimbare de antrenor, știți cum e întotdeauna, bine cu un antrenor, nu cu altă motivație. Important este să se impună în vestiar. Eu cred că el se va impune din prima clipă. Așteptăm să-l vedem acum pe Rădoi, pentru că echipa de club e cea mai potrivită pentru el. El s-a grăbit cu echipa națională, rămân la aceeași părere pe care am avut-o și înainte. Și eu sunt sigur că el poate să reușească la Craiova. Să reușească la Craiova, dar putem fi de acord că mai degrabă șanse sunt să nu se califice cu Zoria Luhansk decât să se califice? Adică că au șansa a doua meciul ăsta? Păi au șansa doar din cauza rezultatului negativ. Nu, bun, dar și din cauza jocului. Că nu știu dacă el 24-8 de ore va face Craiova să joace ca, nu știu, ca Manchester City. Radu, e problemă de mentalitate în primul rând, de motivație în primul rând. Depinde mult de public, depinde mult de felul cum îi motivează pe jucător, cum intră, e un gol de întors, deci nu e o problemă. Da. Eu nu cred că e. Eu cred că trei echipe se vor califica. Mai puțin Sepsi, pentru că e greu. Eu joacă cu o echipă superioară și are și un handicap de două goluri, dar celelalte trei eu zic că se vor califica toate. Asta e părerea mea. Ar fi minunat. Dar asta spun că din păcate iar se întâmplă povestea asta. O cată la FCSB a reușit cu schimbare de antrenor chiar la începutul sezonului, exact când ai nevoie să te califici pe europene, să faci ceva pe plan internațional cu fotbalul ăsta al nostru și să crești un pic cu el. Atunci sunt perturbări tot timpul. Cum se întâmplă chestiunea asta? Noi n-avem răbdare oricum. Ce-ar fi fost ca Klopp când s-a dus la Liverpool să-i se ceară din prima jocul, rezultatul și el a zis-o clar. Nu-mi cereți 2 ani, lăsați-mă în pace. Și pe urmă a făcut 2 ani? Nici 2 luni, nu vezi? Un antrenor, Mircea Lucescu a zis-o clar, un antrenor are nevoie de minim 6 luni ca să poată să impună, să-și impună stilul, să vadă ceva. Deci cei care se impun înainte, e vorba de noroc.
cumva. Sau de condiții favorabile, sau de... Da, asta e. Dacă plouă, dacă... Da, și contează mult, încă o dată, contează mult motivația. Sunt antrenori care prin motivație, uite, ți-l dau exemplu pe Șumudică. Șumudică de câte ori s-a dus la o echipă, în prima fază, imediat a revigorat echipa, imediat a avut rezultate. Că după un timp a mai avut probleme, dar el e un antrenor foarte bun motivator. Și o echipă căzută o ridică, știi? Uh-huh. Să vedem dacă Rădoi, care pare că e bun motivator, va reuși asta cu Craiova, ar fi, chiar ar fi minunat să fie întorsătura asta extraordinară, să se și califice, echipa să joace bine și să avem un reprezentant în plus în cupele europene. Suntem înaintea meciului CEO de la CSEA Steaua cu Metaloglobus, primul al echipei armatei în acest sezon de Liga a doua și ultimul la meci al primei etape, cu aceeași poveste Gabi. Și anume că nu au rezolvat, deși s-a spus din timp, deși ministrul apărării și-a luat angajamentul, adică toate forțele vor fi puse pentru a rezolva problema asta astfel încât să capete dreptul legal, regulamentar, să califice, adică să existe o fuziune cu o entitate privată, se puteau face tot felul de artificii cu entități din astea private, așa că să zicem că sunt private, dar care tot țin de ministrul apărării. Nu s-a făcut nimic și aș vrea, înainte de răspunsul tău, să citești ceea ce a spus acum câteva zile Victor Pițurcă la Pro Arena, cred. Așteptam ceva, o reacție din partea clubului, din partea ministerului, să văd că Steaua are drept să promoveze. Dacă începem campionatul iar de maniera asta, să nu avem șanse, eu zic să ne vedem mai bine treaba noastră. Până la urmă au dreptate și cei care strigă că Steaua nu e Steaua. Nu se poate așa ceva. Trebuie să facă ceva, măcar pentru suporterii care vin, merg după echipă, indiferent ce se întâmplă. Plus că există acest brand Steaua. Dacă au vrut să se întâmple lucrul ăsta, trebuie să faceți ceva. Ai stadion nou, ai toate condițiile, ne trebuie și echipă. Da, sunt de acord cu ce a spus și în același timp sunt la fel de decepționat ca și el și ca majoritatea, sau ca toți suporterii Stelei. Ce să zic, am așteptat și eu un răspuns, din păcate eu vorbesc mai mult în numele lor decât o fac ei și asta nu mi se pare normal, chiar mă gândeam să renunț să mai discut lucruri despre Clubul Steaua, pentru că în primul rând nici nu sunt informat ce se întâmplă acolo, care sunt cauzele, deși nu s-a găsit o soluție și de asta câteodată chiar mă simt, adică până la urmă vreau, nu vreau, lovesc în niște suporte, da, acum... Păi cum să lovești în suporteri? Ce suporterii suporteri sunt cei care decidă? Păi nu, dar niște suporteri steliști, niște suporteri... Păi ce să lovești? Tu lovești Gabi sau cei care nu rezolvă problema asta, păi, de 2 ani de zile? Cei care nu rezolvă, dar întotdeauna eu cred că am vorbit cel mai mult despre Steaua, dintre toți. Păi da, pentru că reprezint Steaua, Victor Pițurcă vorbește, Helmut Ducadan vorbește, da. Tudorel Stoica vorbește. Cum să nu vorbiți despre Steaua? Adică dacă unii nu fac ceva, nu mai vorbiți nici voi? Să îngropăm totul, să... Ce să facem? Da. Helmut e în barca cealaltă. Eu nu sunt, mai e nicio barcă. Nu mai sunt de nicio barcă. Nu, e și colacul de salvare atunci. Da, exact, e colacul. Nu, dar serios asta... Da. Tu, adică, știi ce ar putea să spună mulți acum? Tu, de fapt, singurul... Și te întreb dacă e plauzibil, că am mai auzit. Nu că ar putea spune, chiar am auzit. Dom'le, de fapt, asta au vrut. Să-l înfunde pe Becali. Să ia numele și toată asta. Asta au vrut. N-au avut niciun alt obiectiv. Ori asta, dacă este așa ceva, este realmente deplorabil. Se pare plauzibil? Păi, oamenii au dreptul să spună ce doresc. Eu nu cred că asta a fost. Eu cred că s-a dorit renașterea echipei a clubului Steaua al Armatei, CSEA Steaua. Eu asta cred, că nu din cauza că Gigi și-a făcut treaba lui cu echipa lui. Asta e, acolo sunt niște procese în derulare și astea creează o situație incertă la club, că nu-ți vine nimeni din afară să se asocieze, să aducă bani atât timp cât sunt procesele respective. Asta e. Știu că ministrul și-a dorit mult și îmi dorește în continuare, dar de când a venit el până acum a fost timpul destul de scurt. Astea trebuiau făcute înainte. Vezi că s-ar putea să fie remaniat. Domnul ministru al apărării. S-ar putea să fie remaniat și nu mai are timp. Dacă n-a făcut până acum nimic. S-ar putea să vină altul nou și o să trebuiască luată situația din nou. Nu știi ce își dorește, dacă îi place fotbal. Da, sunt multe lucruri care se întâmplă fel mult și eu sunt de acord. Eu sunt sigur că suporterii rămân lângă Steaua. Crezi că nu o să conteste conducerea Ministerului Apărării și conducerea clubului astăzi? Ba da, și o să o facă de la primul meci, care va fi peste câteva minute la noi. Sunt sigur că o să, da.
o să conteste lucrul ăsta, dar în același timp sunt sigur că vor rămâne lângă echipă, pentru că suporteri care au fost și în Liga 4, la Liga 3, au stat lângă echipă și vor rămâne. E adevărat, nu e normal să se întâmple asta, ce zic jucătorii, ce, când simt că joacă meciuri amicale, ce spune antrenorul, ce... Ce să mai... În primul rând, îți dai seama că ei nu au posibilitatea să ia prime de promovare. Păi care ar fi fost da, cel mai consistent. Dar eu aștept și sper să se întâmple odată, să iasă odată cineva de la club să spună care sunt problemele, de ce s-a tergiversat atâta, de ce nu s-a găsit o soluție. Eu înțeleg că e o frică de asumare din partea clubului, că există o lipsă de comunicare, că birocrația e mare la noi, dar totuși oamenii așteaptă niște răspunsuri, să spună, domnule, asta e ultimul an în care sigur se va rezolva. Care, nu, asta nu mai vreau să aud, că asta am mai auzit-o. Nu, okay, eventual, sau cred că suporterii Stelei vor să audă așa o să o rezolvăm. Uite așa. Așa nu, e, că așa sigur o rezolvăm. Asta, nu, dar asta cum nu... vine, că nu înțeleg. Dacă participi într-o competiție și te primești în competiția respectivă, să zicem, domne, mă duc și joc în cupele europene. Dar joc în cupele europene și ajung și câștig cupa cupelor sau Champions League. Și ce facem? Nu mai dă... Că tu n-ai dreptul să joci în cupele europene, dar eu te-am lăsat să joci. Pa, așa ești cu Steaua. Dacă las să joci, să joace în divizia B, înseamnă că are drept că orice echipă din divizia B. Păi de ce? E vorba de legea sportului. Păi care e legea sportului? Asta e lege. Păi dacă mă lasă să joc, atunci de ce mă lasă să joc? Pentru că și-a căpătat dreptul să joace. Păi și dacă joc în Champions League, nu mi-a căpătat dreptul să joc. Păi da, nu, dar trebuie să ai licență. Dacă joci în Champions League, ai căpătat dreptul pentru tot. Da, am și. Hai că nu o luăm de la capăt. Nu luăm de la capăt. Nu pentru că am explicat asta. Mie mi se pare că e o aberație. Da, frate, nu te lasă să joci. Asta e legea. Nu ești în nu hai poți că să mai secade, dar o să pun o tabelă. Dar ai dreptul să promovezi, de exemplu, și să n-ai licență, să nu deplinești condiții și atunci nu poți să promovezi în Liga 1. E aceeași poveste. Ai dreptul să ieși pe locul întâi în campionatul României, să nu poți să promovezi că n-ai licență. Îmi dai voie să-ți răspund. În scris, același lucru. Dar ne-am uitat la câte echipe au promovat și li s-a dat licența și n-au mai avut bani nici două luni de zile. Și s-au dus și nu se mai... au distrus campionatul, de aia nu spunem nimic? Da. Nu, alea se poate, că sunt niște formalități. Nu cred asta. Bine, deci tu asta aștept să iasă cineva să zică ceva. Da, important e ca să se găsească soluții și din partea clubului, categoric fiind primul interesat, probabil și din partea Ministerului Sportului și legat de această și acolo lege. Pare și că trebuie găsite soluții, nu știu cum, dar trebuie găsite pentru a îndeplini condițiile orice echipă de a putea evolua, de a putea promova, cum a spus și eu în Crăciunescu. Are dreptate, adică trebuie găsite soluții. Bun, mulțumesc Gabi, îți mulțumesc pentru intervenție. Seara, o să luăm o pauză, revenim, meciul dintre Steaua și Metaloglobus e de ora 20 în direct la Digisport, dar mai avem chestiuni de discutat până atunci.